Locuitorii din 700 de apartamente din municipiul Târgoviște care au rămas racordate la sistemul centralizat așteaptă să înghețe la iarnă în case. Au tot sperat că autoritățile locale vor găsi o soluție și vor furniza agent termic și anul acesta, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Însă veștile nu sunt deloc bune. Termic a intrat în faliment, 60% dintre angajați au fost disponibilizați, urmând ca și ceilalți să primească zilele acestea preavizele de concediere. Soluții s-au găsit deocamdată doar pentru școli, grădinițe, instituții publice, blocuri sociale și ANL-uri. Pentru aceste 700 de apartamente nu mai există posibilitatea, nu se mai poate furniza agent termic pe instalație centralizat. Noi, Consiliul Local, împreună cu primăria, am pregătit pentru școli, grădinițe, instituții publice, precum și blocurile sociale și ANL-urile la care municipalitatea este proprietară. Asta a pregătit studii de fezabilitate, urmează ca în maxim o săptămână să facă achiziția centralelor termice. Singura soluție pe care o văd oamenii pentru la iarnă este aragazul. Nu au bani să-și monteze o centrală proprie, așa că se gândesc la improvizații care să ajute să iasă din anotimpul rece. Cum vă încălziți? De la aragaz. Cu greu. Mai greu și ne facem datoriile. Nu... Adică nu ne-am plâns. Posibilități să vă puneți o centrală proprie? Aveți? Nu avem. Eu sunt, eu un singur salariu, am un copil care a terminat școala acum, nu să știi dacă pot să-i fac acte de șomaj. De... Papă caldă, încălzim. Cum am crescut eu la țară, la Bremnicu Sărat, așa să crească și copiii. Căldură n-am nici așa cu calorifer, nu am. S-a stricat, s-a dărâmat. Nu ați avut posibilități? Nu am cu ce, pensia mică, sunt supărată. Vecinii mă încălzește, balconul închis și Dumnezeu are grijă de mine. Cei care au venit lunar, sigur, s-au încumetat și s-au împrumutat la bănci pentru a-și cumpăra o centrală termică. Cum la bancă? Pentru toate face eforturi. Atât că soțul mai are să din pensii ce să se ajungă. Și-a făcut împrumut că terminasem unul. Eu sunt pensionar plătați de boală 5 milioane. Asta e, trebuie să vedem la iarnă cum va fi, cât prețurile. Instalația societății de termoficare a fost proiectată inițial pentru 28.000 de apartamente, însă cu timpul mulți dintre localnici s-au debranșat, ajungând astăzi la un număr de doar 700 de apartamente racordate la rețeaua societății termică, iar pentru acestea furnizarea de agent termic nu mai este rentabilă.